Salut, Returiu, cu Cosmin. Astăzi o să discutăm despre noul film Looney Tunes, iar noi de ce trebuie. Ei bine, după reînnoirea pentru sezonul 2 a seriei de antieroi HBO Max Peacemaker, Warner Bros. A anunțat că actorul, superstarul WWE și mândria mimurilor de pe internet, adică John Cena, va juca în filmul hibrid live action de animație Coyote vs. Asim și produs de acest film de Warner Animation Group. Filmul Looney Tunes va fi lansat cinematografic de pe 21 iulie 2023. Regizorul va fi Dave Green, care a mai jucat pentru filmul cu Sesame Ninja Out of the Shadows. Și acest film se va axa în jurul Roadrunner-ului și Coyote-ului Wile E, în care John Cena îi ajută să scape dintr-un conflict pe care l-au cu societatea și mai mult, acest film va fi cu comedie și se va înconjura mai mult faptului că societatea și Coyote-ul Roadrunner nu prea se înțeleg. Ei bine, John Cena a acumulat zeci de mii de credite în ultimii 20 de ani, fiind actor de voce pentru foarte multe filme, cum ar fi Flintstones în WWE Stone Age SmackDown și Scooby-Doo WrestleMania Mystery de la Warner Bros. Animation. În principiu, aceste filme l-au făcut pe John Cena să devină din ce în ce mai popular, așa că a ieșit acest film, fiindcă a fost o mare dorire a fanilor să-l vadă pe John Cena într-un nou film, Warner Bros., pentru că este popularizat de aceste filme făcute de Warner Bros. Voi ce părere aveți? O să vă uitați la acest film. Ce părere aveți că John Cena se întoarce într-un nou film?